Așadar, ședința de astăzi pe care o și înregistrăm este legată de suportul pe care îl oferă Shell Scripting-ul pentru lucru cu vectori. Și motivul pentru care insist să discutăm este că, în principal, sunt multe situații în care avem nevoie să lucrăm cu vectori și să vedem și noi care e suportul și cam ce presupune. Așadar, sunt conectat la o mașină virtuală de Linux Mint, după cum puteți vedea. Și întâi de toate să discutăm, să vedem ce oferă Shell Scripting-ul pentru așa ceva. Există o instrucțiune cu care putem declara restricția asupra variabilelor. Vă știți că în Shell Scripting definirea unei variabile coincide cu declararea ei. Practic îi setez o valoare și asta e. Totuși există o instrucțiune care se numește declare, care instrucțiune, după cum vedeți, nu este recunoscută ca și program pe disc. Deci, practic, nu, când încerc să văd de unde se lansează declare-ul, nu găsesc. Dar declare-ul este executat de către interpreter. Shell script, pardon, born shell-ul, SH-ul, nu știe de declare. Dacă o să pornesc SH, o să încerc să execut declare, o să-mi spună că nu găsește comanda. Eu aici rulez cu bash. Deci dacă ne uităm ce interpreter curent am, rulesc cu bash, care îmi permite să definesc restricția asupra variabilelor, printre care să definesc vectori. Vectorii se definesc în două moduri, fie ca vectori asociativi cu cheie numerică, index numeric, și cu asta se face cu A mic, sau cu cheie alfanumerică, asta se întâmplă cu A mare. Acum să știți că și bash-ul are diverse versiuni și că distribuțiile pentru Mac nu știu de vector asociativ cu cheie alfanumerică, deci cu A mare nu o să meargă pe Mac. E adevărat că există distribuții de bash care suportă și vector asociativ cu cheie alfanumerică pe Mac, dar nu sunt de la Apple. Deci dacă ne punem noi propriul bash compilat pentru platforma Apple, atunci o să aibă și vector asociativ cu cheie alfanumerică. Bun, și să zicem că definești și eu un vector. Putem seta elemente în vector, ca de exemplu vede index egal cu o valoare. Ca să recuperăm elementele, sintaxa este următoarea. Practic este dolar acolade și vede index. Să mai setăm un element în vectorul nostru. Acum, dacă facem așa câte elemente câte scade vectorul. Am setat V de 10 și V de 20. Aveți idee câte elemente trebuie să aibă dacă am setat așa index și... Păi, haideți să vedem întâi ce elemente are vectorul nostru. Ca să văd ce elemente are vectorul, îi spun afișează-mi V de N index. Și observați că vectorul de fapt este o listă care asociază unei chei o valoare. Deci elementele sunt cheie valoare și cheile în cazul nostru sunt numerice. Dacă vreau să văd care sunt cheile, sintaxa este aceasta, semn exclamării V de any index. Bun. Și observați că avem două chei și anume cele pe care le-am setat noi. Dacă vrem să vedem câte elemente are vectorul, putem să numărăm cu hash în interiorul acoladelor V de any index. Și observați că avem două elemente. De altfel, dacă aș fi avut un șir de caractere, sintaxa aceea cu hash era valabilă și pentru a vedea care este lungimea șirului de caractere. Ok. Acum, cheile și valorile pot avea la rândul lor spații și trebuie să aveți grijă când parcurgeți elementele vectorului cu o instrucțiune de tip for each. Haideți să îi fac unset vectorului nostru. Ok, și să-l definesc în al doilea mod în care poate fi definit. Pot să definesc un vector pur și simplu dându-i valori de tip listă. Lista este separată prin spații, dar eu vreau ca valorile vectorului meu să conțină spații. Și atunci le-am pus între ghilimele. Am definit vectorul, haideți să vedem câte elemente are dacă este definit așa, adică V de any index. Observați că are două elemente. Haideți să vedem care sunt cheile vectorului nostru.
pentru asta am notația cu semn exclamării înainte de VDN index. Și vedeți că by default el inițializează începând cu 0. Deci practic cele două elemente le-a pus pe 0 și pe 1. Bun. Să zicem că aș vrea să parcurg vectorul și să fac diverse operații cu elementele lui. Și o variantă comodă ar fi cu un for each. For each-ul aș putea să parcurg fie după index, dar și atunci aș folosi un while, dar poate vreau să parcurg cheile și V de cheie. Așadar, aș putea să parcurg pentru fiecare element I, in și ca să scriu cheile vectorului am V de steluță, cu semne exclamări în față, și să zicem că vreau să afișez cât este V de dolar I, care e valoarea respectivă. Și forul meu se încheie cu Dan. Ok, după cum vedeți, n-am pus în ghilimele și de aceea mai aștepta ceva. Haideți să scriu corect și acum o să execute. Bun, deci am parcurs forul cu forul cheile și cheile mele n-aveau spații și mi-a afișat elementele respective așa cum le aveam. Pe o linie primul element, pe linia următoare cel de-al doilea. Ce s-a întâmplat dacă, în schimb, n-aș mai parcurge cheile, ci aș parcurge valorile? În cazul în care aș parcurge valorile vectorului direct, că pot face asta, observați că îmi afișează chestia asta de 4 ori. Motivul pentru care se întâmplă chestia asta este că el desface valorile după spațiu și practic, uite, dacă aș afișa nu vede dolar i, ci cât este dolar i, pentru că asta aș vrea acum. Deci, să mai scriu o dată forul ca să fie mai clar ce vreau să fac. Vreau să parcurg elementele vectorului și parcurg și eu ceva de genul ăsta. Dolar acoladă, elementele înseamnă V de steluță și pentru fiecare element de acolo vreau să văd cât este elementul. Ok. Ei, acum se vede mai clar ce se întâmplă. El expandează lista de acolo și valorile mele au spații, iar for each-ul împarte argumentele după spațiu. În acest moment, practic, observați că, deși am avut două valori, din cauza faptului că au spații în interior, s-a împărțit și în interiorul valorilor și mă trezesc că parcurge și părți din valori. Pentru a suplini problema asta, aș putea să le pun între ghilimele ca să forțez să împună valoarea corectă, dar observați că acum le pune pe toate între ghilimele și am o singură valoare. Ei, ce vreau de fapt să exemplific cu povestea asta este cum păstrăm valorile care au spații în interior. Și există o notație pe care o putem folosi mai bine decât să folosim steluță, să folosim at. Efectul este că se expandează pe rând. Deci se pune prima valoare între ghilimele, urmată prin separat de spațiu de a doua valoare între ghilimele și în felul ăsta, dacă valorile noastre sau cheile sau ce parcurgem conține spații, for each-ul le va parcurge corect pentru că vor fi puse între ghilimele valorile, dacă au spațiu se păstrează în interiorul aceleași valori și vor fi puse pe rând. Și în felul ăsta iterăm elementele corect. Se întâmplă de multe ori să parcurgem chei care pot avea spații și să obținem cu totul alt comportament și erorile de rigoare din cauza asta. Ok, să discutăm puțin și despre index și alfanumerici, dar înainte să vă arăt o problemă, un side effect. Uite, o să-i fac unset vectorului meu. O să-l declar din nou ca vector asociativ numeric și voi seta V de X cu o valoare. Am spus că permite doar chei alfanumerice. Doar chei numerice, pardon. Și totuși eu încerc să-l folosesc cu o cheie alfanumerică. Și haideți să vedem ce se întâmplă dacă vreau să recuperez V de X. Îmi spune că V de X este 1. Deci până acum se comportă ca și când ar permite chei alfanumerice. Haideți să setăm V de Y și să vedem cât este acum V de Y. Și în continuare observ că el îmi afișează corect V de Y. Problema este că dacă vreau acum să văd cât este V de X, pe care îl setasem cu 1, observ că V de X e 2. Dacă vreau
să văd câte elemente are vectorul meu, observ că vectorul meu are un singur element. Și dacă mă uit la cheile vectorului meu, o să observ că este una singură. Deci, când utilizăm chei alfanumerice cu un vector cu chei numerice, de fapt se setează totdeauna V de 0. Se calculează, se încearcă să se obțină un număr din indexul acela. Dacă nu se poate, va da 0. Și totdeauna va seta V de 0. Deci să fiți atenți că nu funcționează cu chei alfanumerice, ci din cauza modului în care extrage un număr din cheie, totdeauna obține V de 0. Bineînțeles că nu vrem asta. Putem să declarăm vector cu chei alfanumerice cu A mare. Caz în care putem să setăm ceea ce setasem mai devreme. Și dacă ne uităm cât este, care sunt elementele vectorului, observăm că sunt cele pe care le-am setat. Dacă ne uităm la cheile vectorului, observăm că sunt cele setate de noi. Deci, diferența între A mic și A mare este că A mare ne permite cheie alfanumerice. Bineînțeles că putem să setăm V de 0 cât vrem noi. Și în continuare, dacă o să afișăm care sunt elementele vectorului, o să găsim ce am pus acolo. Dacă ne uităm la cheile vectorului, le găsim pe cele puse acolo. Sunt sortate alfabetic, și anume, observați comportamentul lexicografic, vreau să zic. Ok. Haideți să vedem și noi niște exemple din viața de zi cu zi. Eu aveam un folder temp în care mai lucrasem cu colegi de-ai voștri, așa încât l-am șters recursiv forțând ștergerea lui. Și o să-mi creez un asemenea folder în care vreau să fac niște exemple. Așadar, am creat folderul respectiv și am mers în el. Uite, aș vrea să, dacă rulez comanda process state, îmi arată ce procese rulează userul meu. Dacă îi cer pentru toți userii și procesele fără terminal, o să-mi arate toate procesele care se execută pe sistem. Ce o să vreau este să afișez lista utilizatorilor cu numărul de procese pe care le execută. Mă rog, sunt scenarii de genul sistemul merge prost, vrem să vedem ce user rulează cele mai multe procese. Deci m-ar interesa să pot să afișez o listă descrescătoare după numărul de procese cu ce utilizator câte procese execută. Eventual, nici măcar nu o să vreau să selectez toate coloanele, ci mă interesează să văd doar coloana user. Și hai să vedem și noi, să vedem și noi primele 10 intrări din ce afișează comanda respectivă. Observați că prima coloană, e o singură coloană, dar prima linie de acolo afișează un cap de tabel. O să vrem să scăpăm de acel cap de tabel, să numărăm doar userii, nu și antetul respectiv. Dar haideți să ne creăm un script pentru asta, fie el process per user, și să ne dăm drept de execuție cu CH change mode plus X, adăugându-le tuturor drept de execuție pe process per user. Scriptul nostru nu va primi argumente, dar va afișa lista descrescătoare a utilizatorilor după numărul de procese executate. Și voi porni Midnight Commander-ul să editez și eu mai comod cu F4 chestia asta. Îi spun că trebuie neapărat să se execute cu bash, pentru că voi folosi vector asociativ și nu știe SH-ul de ei. Și aș vrea să număr câte linii are output-ului process state ca să parcurg pe toate mai puțin pe prima. Așadar, hai să definez și eu o variabilă în care să preiau execuția lui process state, și anume doar coloana de user o voi cere să o afișeze. Hai să numărăm câte linii sunt acolo, fie variabilă lines, și pentru asta afișăm cu echo ceea ce am afișat process state și trimit către comanda work count cu minus L să numere câte linii sunt. Haideți să scădem numărul de linii cu 1 pentru că vreau să afișez pe toate mai puțin pe prima și deci execut cu expression scăderea respectivă. Și o să-mi declar și eu un array, fie el generic array. Vreau să-l indexez după nume de utilizator, deci cheile vor fi alfanumerice. Și ce vreau să fac este, vreau să afișez
output-ul comenzii process state, să extrag cu tail ultimile, adică o să ia de la poziția de unde îi spun până la sfârșit atâtea câte linii zic aici. Și pe mine mă interesează să ia câte zice variabila lines modificată cu scăderea aceea. Deci, practic, nu iau toate liniile, ci pe toate mai puțin una. Adică pe prima nu o voi folosi. Și haideți să citim și noi linie cu linie într-o variabilă. De fapt, ce citim este nume de user. Și am vrea să numărăm procesele fiecărui utilizator. Practic, noi vom avea niște nume de useri și ori de câte ori găsim o nouă linie cu numele unui user, vrem să adunăm unul pentru că tocmai am găsit un proces al userului respectiv. Așadar, ce vrem să facem este vrem să verificăm cu minus z dacă nu avem în vector ceva pentru indexul respectiv. Deci dacă vede user, sorry, este empty, minus z verifică dacă ce îi dăm ca argument nu e definit sau e vid. Deci dacă nu avem un vector vede user, înseamnă că tocmai am găsit primul proces al acestui utilizator. Ocazie cu care voi seta și eu un vectorul meu vede user ca fiind 1. Mă rog, dacă și scriu corect. 1 am zis. Right. Dar altfel, înseamnă că am mai găsit procesele acestui utilizator și trebuie să adun 1 la câte erau. Deci o să adun vede user, nu vede, se numea array. Array de user. Ok, o să-i adun 1. Bun. Acum, asta este parcurgerea și afișarea efectiv și, mă rog, adunarea. O să vreau să parcurg cheile care sunt numele de useri și vreau să parcurg și eu cheile respective, le pun între ghilimele, pentru că parcurg chei.semn exclamări aici, variabila mea se numește array și observați, nu pun steluță, ci at, pentru că vreau să mi le dea pe rând. Deci, practic, vreau să parcurg cheile, dacă cheile ar avea spații, nu e cazul la nume de user, atunci le-aș expanda corect. Și o să afișez, cum ziceam, numele utilizatorului și respectiv vede array de dolar array, dolar acolo, pardon, array de dolar user. Bun. Acum, eu aș vrea să sortez chestiile astea. Ok? Și aș vrea să le sortez descrescător după numărul de procese. Ca să fac sortarea, am o comandă care știe să facă sortare și uite, hai să afișez și eu. Să zicem că aș avea userul Y cu 10 procese, că mi-ar fi afișat userul Z cu 5 procese sau hai cu 15 procese și că mi-ar fi afișat userul X cu 10 cu 5 procese. Ok? Comanda care face sort se cheamă sort. Iar am închis ghilimelele sus. Două secunde ca să scriu și eu corect. Uite, o să închid cu Ctrl-C chestia asta. O să închid corect ghilimelele comenzii mele de sus. Ok? Și voi executa chestia asta fără clear. Deci, sortul sortează lexicografic liniile. Și după cum vedeți, le-a sortat X, Y, Z, că și anume asta e sortarea lexicografică. Acum, eu aș vrea să sortez descrescător. Am opțiune de reverse. Și observați că le-a sortat lexicografic, dar descrescător. Dar aș vrea să sortez numeric. Dacă o să cer să sorteze numeric, nu o să obțin ce vreau, pentru că el nu reușește să facă numere din chestiile alea. Trebuie să-i spun în parte după două puncte, că ăla e separatorul folosit și am opțiunea minus t pentru asta, și ia cu minus k indexul al doilea, ia a doua coloană. În acest moment mi le sortează, întâmplător obțin același lucru, dar mi le sortează după coloana a doua, care e numărul de procese în cazul meu,
Și la cum am dat eu valorile, nu vedeți mare lucru, dar ia să vedem dacă am pune aici 25, spre exemplu. Da? Deci observați că la sorta descrescător, după coloana a doua, după două puncte. Deci ce fac este că trimit chestia asta către comanda sort să le sorteze descrescător, numeric, împărțind după separatorul meu de aici două puncte și sortând după a doua coloană rezultat. Salvez chestia asta și încerc să o execut. Am mai discutat dacă o lansez cu numele scurt, nu o va găsi întotdeauna, pentru că atunci când lansez ceva după nume scurt, se caută în directoarele din path. Și cum în path nu există chestia directorul curent, adică punctul, nu caută în directorul curent. Dacă vreau totuși să o caute din directorul curent, pot să îi spun caută din directorul curent. Totuși, se execută, dar întoarce zero procese, adică nu mi-afișează nimic. De ce credeți că se întâmplă chestia asta? Aveți idee? Deci noi avem o întreagă logică, parcurgem output-ul, mă rog, chestiile respective și totuși nu ne afișează nimic. Motivul pentru care se întâmplă chestia asta, după cum vă spuneam, este că ori de câte ori executați ceva în interiorul unei conducte, segmentul din conductă va primi o copie a variabilelor globale. Deci acest segment se execută într-un subshell și primește o copie a acestui array. Îl modifică, dar noi când afișăm array-ul global, nu acea copie. Pentru a rezolva problema, vom grupa într-o comandă compusă segmentul din conductă care parcurge și modifică cu cel care consumă rezultatul. Și în acest moment, practic, toată această comandă compusă, tot ce este între paranteze, va primi o copie a array-ului și aceeași copie va fi modificată și de while și va fi consumată și de for. Și practic conducta se execută diferit acum pentru că output-ul ăsta se trimite către tail și ce întoarce tail se trimite către această comandă compusă. Output-ul va fi consumat de către while, după care for-ul va continua să execute, să afișeze rezultatul. În momentul în care afișez chestia asta, observ rezultatul așteptat, și anume, evident, contul de administrare rut executa cele mai multe procese, pe urmă userul cu care sunt logat și așa mai departe. Deci, legat de lucru cu vectori asociativi, dacă avem nevoie de chei alfanumerice, cum e cazul nostru, indexăm după nume user, declarăm cu minus A mare și putem să setăm valori în vectorul nostru cu o sintaxă de genul ăsta, vede paranteze drepte, index egal ceva, putem să recuperăm valoarea cu dolar acoladă vector de index și putem să ne recuperăm cheile cu semne exclamări în interiorul acoladei, respectiv valorile eventual să ni le dea pe rând sau pe toate odată. Bun. Acum, evident, sunt multe situații în care avem nevoie de vectori. Asta e una dintre ele. Ceea ce folosesc aici nici măcar nu e un vector în accepțiunea de o știți din programare. E o tabelă asociativă care se numește map, adică indexez după o cheie o valoare și funcționează ca o listă de perechi, deci se pot adăuga elemente, se pot scoate elemente de acolo. Haideți să mai vedem un exemplu pentru a
Pati Bita. Ce faceți, mă? Nu știu, doar noi și cu Vlad am mai rămas. Auzi, dar tu ai drept de host acum? Nu știu. Bă, m-au zis? Da, te auzi. Forță. A, rămas, stai. Pă, păi și ce fac, mă? Asta e. Eu te invit. Se duc la cuis acum. Da, am fug înțeles. Să prindă loc în față. Mă duc și o să prind o pernă. Să doim. Da, da, da. Hai. Auzi, Tibi, tu ai drept de host? Nu știu, mă. Da, mă, să țină Tibi acum seminarul. Păi nu, că văd că încă înregistrează, știi? Dar nu mai are cine să-l oprească, că nu mai e proful. Haole. Gata, mă, la te bună. Cred că eu aveam, în fine. Hai, pa, pa. Ia zi, Tibi.